Pentru asigurarea unor servicii de calitate și fluidizarea solicitărilor cetățenilor, programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Maramureș a fost prelungit zilnic până la ora 18.30, conform dispozițiilor primite de la Ministerul Afacerilor Interne până la data de 31 august. Măsura de prelungire a programului de lucru cu publicul a fost discutată recent la videoconferința cu prefecții, subprefecții și șefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor lor simple cu secretarul de stat Dan Mihai Chirică. În monitorul oficial a fost publicat și Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, prin care angajații de la ghișeele serviciilor publice comunitare de pașapoarte și permise poartă în mod obligatoriu în timpul programului de lucru uniforma de reprezentare de serviciu sau echipamentul specific stabilit prin normele de echipare. oficiale instituției prefectului Maramureș au anticipat că în perioada specifică vacanței de vară, odată cu venirea acasă a maramureșenilor care lucrează în străinătate, se va în înreși înregistra un aflux mai mare de cetățeni care se vor prezenta la ghișe pentru preschimbarea documentelor de călătorie. În acest context, printr-un ordin al prefectului din 29 iunie, a fost prelungit programul de lucru cu publicul la ghișeele serviciului pentru a putea prelua solicitările și procesa în sistem cererile cetățenilor. Prelungirea programului de lucru cu cetățenii la pașapoarte a fost modificată și pe site-ul mm.prefectura.mai.gov.ro în secțiunea servicii publice pașapoarte. Secretarul de stat Dan Mihai Hai Chiric a precizat în cadrul videoconferinței din 26 iulie că vor fi efectuate de la nivel central controle inopinate în teritoriul la serviciile publice comunitare pentru evidența și eliberarea pașapoartelor.